Bună ziua, dragi prieteni din Berbec. Haideți să vedem în dragoste. A zis să vă fac pe zodii. Ce se întâmplă în relație? Dacă se întoarce, dacă vă iubește, dacă are pe altcineva, rămâne cu altcineva. Haideți să vedem. La Berbec prima dată. La Berbec aici arată că treceți prin multe probleme, necazuri, ca și când ruptură sau despărțire, răceală, dar este din cauza dumneavoastră, este din cauze externe, pentru că persoana asta poate să fie bolnavă, poate să fie, oricum sunteți centrul acestei persoane. Da, deci acum am să vă spun dacă această persoană, cum va merge relația. Persoana asta poate să mai aibă pe cineva, poate să se fi împăcat cu cineva din trecut. De asta să se fi retras puțin. Câteodată aveți impresia că nu este sinceră, dar nici dumneavoastră nu sunteți foarte sinceri. Dar văd că această persoană nu este pregătită de o relație serioasă sau încă are nevoie de timp să vă cunoască, să vă cerceteze, să vă prindă încrederea sau nu are destulă încredere. Dar între dumneavoastră există un magnetism, există o atracție, există șanse să fiți împreună și să fie relația cum vă doriți, doar încrederea, încă puțină încredere și vedeți, unul dintre parteneri nu este destul de matur. Nu se comportă prudent, imprudență arată. Și din cauza imprudenței puteți să se provoace această distanțare, această despărțire, că faceți unele lucruri care... Dar cu timpul eu văd că va înflori această relație și totul se va liniști. Va avea o schimbare femeia aici și împlinire după această schimbare în bine. Și relația se va schimba în bine. Dar vă spun că încă nu este relația matură. Este nevoie de maturitate în această relație. De mai multă încredere. Amândoi sunteți geloși și amândoi sunteți... aveți lipsa asta de încredere. Unul mai mult ca celălalt. Poate dumneavoastră nu, dar... partenerul sau partenera lipsă de încredere. Dar totuși veți avea fericire, comunicați mai ușor, mai bine, mai mult, vă exprimați mai mult, mult mai bine cu această persoană. Adică o să comunicați mai mult, o să primiți mai multe mesaje, o să vă caute mai mult această persoană la care vă gândiți. Haideți să vedem puțin dacă vă gândiți la diferite persoane, că poate aveți, aici v-am spus despre o persoană, dar hai să vedem și la diferite persoane, dacă sunteți singuri, de exemplu, sau, haideți să vedem așa în cărțile astea, dacă vă gândiți la, să alegeți, da? Haideți să vedem. Deci, prima persoană, a doua persoană, a treia persoană. Dacă aveți numai una, alegeți una. Dacă aveți trei persoane, alegeți trei persoane. Așa. Și din acest oracol al lui Tao, că este un oracol foarte bun, foarte adevărat. Mie îmi place foarte tare. Că îmi spune exact... Haideți să vedem primul, dacă ați ales primul, da?
Aici vedeți dragoste. Aici pot să vă spun și în cât timp se întoarce cineva. Exemplu. Uite, arată noroc, arată vești. Arată dar și pierdere. Deci la prima. Vești despre pierdere, dar nu neapărat veștile astea sunt adevărate. Arată că va evolua relația, că o să vă apropiați unul de celălalt, mult mai mult, că o să întăriți această relație. Așa. Multă dragoste, mult noroc, treceți peste niște probleme, peste niște pierderi. Nu prea mi-arată timp, așa, nu prea vă să vă întrebați despre timp. Nu mi-arată niciun fel, nicio carte cu timpul nu a ieșit. Nu văd niciun fel de întârziere, niciun fel de blocaj. Aici văd succes. Mai ales că este norocul aici, deci arată surprize, succes, dragoste, căsătorie fericită, relație fericită, de lungă durată, comunicare, întâlniri, ieșiri, împlinire. Aveți grijă de anumite persoane care pot să se bage în relație și să bârfească, dar nu trebuie să ascultați. A doua. A doua aici, da, mi-arată cam 2 săptămâni. Ziua, unde o să aveți succes, multă energie, împreună în casă. Ori vă mutați împreună, ori o să aveți un copil, ori vă mutați împreună mai mult, că este casa și aici... Barza, care înseamnă schimbare de casă sau mutare de casă, mutare împreună. Imediat va fi această fericire în dragoste, soarele înseamnă fericire în dragoste. Deci cei care ați ales al doua este foarte bine, a doua persoană. Vă dezvoltați împreună, dar câteodată căutați mai mult, parcă nu sunteți împliniți, vreți mai mult. Dar și știți, în interiorul dumneavoastră, adânc în suflet, știți că această persoană este potrivită pentru dumneavoastră și nu mai trebuie să căutați. Arată succes și că împărțiți împreună multe. Deci viața, da? Până la urmă. Și ultima. Aici arată un succes după o problemă. Numărul 1, poate să însemne un 1, numărul 1, o dată de 1, de 11, cu 1. Șarpele aici este o întârziere, este un blocaj. Da. Călătorie. Așa. Aici arată la a treia trădare și infidelitate, blocaje, ca și când nu vă puteți împăca, cei care ați ales a treia, că totul durează prea mult sau întâlnirile care le aveți sunt pe ascuns, sunt noaptea, nu sunt pe față. Această persoană ori are și probleme, tot felul de probleme financiare, boală, tot felul de probleme are această persoană. Dumneavoastră vreți aici căsătorie, vreți, trebuie să vă eliberați de aceste dorințe, că sunt doar tentații. Vă atrage foarte mult această persoană, dar trebuie să găsiți o soluție, pentru că această persoană vă trădează și nu rămâneți împreună. Eu văd despărțire aici, la a treia. Să știți că nu am Facebook. Vă las numărul de telefon, cei care vreți
consultație privată, că în privat oricum vă spun altfel, mai bine. Cam asta a fost și vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.